scoți. Tu scoate, tu trage chef de afară și da, uite, suntem în direct. Suntem în direct. Da, mă, le-a rămas aici. Asta nu mai era nimic. Bună dimineața, ca să zic eu, că băieții. Eu sunt cu aranjamentele aici. Eu sunt scenaristul astăzi, mă, sau cum se cheamă? Foarte corect, intenționat. Bravo. Bineînțeles. Da, știi, Anca, ce, tu știi, Bianca, ce înseamnă FBI? Știi ce înseamnă FBI? Frumos și bine intenționat. Ăla elei. Bă, dar de aceea așa port așa, nu cum adică să crezi că ești. Mă gândeam să zic așa mai bine. Lili, poți să zici și altceva. Deci. Ce ne-ai pregătit astăzi, Lili? Ținute cheja, nu te văd. Ținute cheja. Chidă, chidă. Stai că vin aici sus să, ne... să fiu aproape de tine, dragă. Aproape. Despre asta-i vorba. Ce deci. Oare despre asta. Ținute casual. Perfect. Casual. Da, asta lipsesc din fetele până la casual. Spre casual? Nu spre casual. Am ultima, ultima care nu este casual. Paula și cu Miriam și-au făcut rost de absențe de astăzi cu tine față și au fost luate de jandar. Dar poate până să mai tare scapă. Doamne, fere. Stai că poate lumea chiar crede. Dar ce, eu vorbesc prostii? Scutirile le dau eu. Deci dacă vreți scutiri false la Lili. False cum false? Păi dar așa au declarat jandarmii, că nu au fost siguri de pe ștampile. Am văzut. Eu ale mele 100% sigure. A tare, sunt sigure? Oficiale și sigure. Aia e sigure, mă. Nu-s așa orice. Da. Astăzi casual, fetele arată foarte aproape bine ca de obicei. Aproape casual. Sunt semi-casual, semi-elegante, într-o prezentare deosebită. Începem cu Silvica. Ba da, cu Silvica, ba da, cu Silvica deja intrat. Da. Cu Silvica începe. Silvia ne prezintă o rochiță casual. Da, uite, Silvia putea să vină așa de azi dimineață. Păi da, da, era în prezentare. O să vină săptămâna viitoare, deci probabil. Deci Silvia, soarecare notează-ți o zi, s-o pui deoparte. Nu este bine. E foarte bine. Ei stă foarte bine cu modelul acesta. Semi-baby-doll. Semi-baby-doll, semi-semi. Deja... Dar pe ea o prinde culoarea foarte da, bine. Dar așa, așa trebuie să stai, da. Dreaptă. Dreaptă. Deci, Dragoș, te rog frumos să apeși butonul. Butonul, fii da. Fii foarte bine intenționat. Dar nu, așa, așa trebuie să stai. Nu, asta e prezentarea. Fă un cadru complet, Ovi, ca să vedem. Nu știu dacă se vede foarte bine culoarea. Este un fucsia, un roz puternic. Fucsia. Accesorizată cu auriu în talie. Arată foarte, foarte bine. E fucsia. Face parte din ultima colecție atmosferă, o rochiță astăzi de zi, care merge purtată atât cu balerini cât și cu tocuri în altă seara, dacă vrei să fii mai specială, de club. Deci îți iei balerinii cu tine, dacă aleargă unul după tine că ți-e prea scurtă rochea, pui balerini în picioare. Dai jos tocuri, dar arunci cu papucul după el. Și dai din teneș, ca să zic așa. Ia spui-o și paralizant, am nevoie. Are spray paralizant. Dar la rochea asta n-ai unde să-l porți. E sigur? De, da? Unde, de unde scoți spray-ul nu. Paralizant? Da. Da. Nu ne-a dat compartimentul secret. Foarte bine intenționat. Da? Mulțumim. Bine intenționat. Mulțumim. Anca ne prezintă o altă ținută casual. Anca compusă. E foarte înaltă acum. Vezi? Ținuta o lungește da, da. Foarte mult, să știi. Anca ea este înaltă, dar... Ea e înaltă, dar e și pe plumb totodată. Ever. Deci Anca nu merge fără peplum. Fără peplum nu merge. Prin definiție. Prin definiție. Asta este ținuta ei. Este compusă din două articole. O fustiță simplă, dreaptă și o bluză în partea de sus, peplum. Da. Două produse care pot fi purtate atât împreună cât și, bineînțeles, îi poți combina cu alte articole, chiar și la bluză, bluzița de sus, la fel. Merge purtat atât ziua și seara, depinde de accesoriile pe care le pui, deci pantofi înalți seara, balerini dimineața da. Sau tenis. Simplu de purtat, simplu de curățat, fiind material elastic, nu necesită călcatul, foarte ok. Foarte pe plumb, foarte tot ce trebuie. Ca să arătăm telespectatorilor și a spăruțul să se vadă, are spatele gol. Are spatele gol, mă. Care se poartă foarte mult anul acesta, venim cu acest mask. Venim cu acest mast, aș putea spune, de anul trecut și o să ne prelungim și pe anul viitor. Spatele gol se poartă foarte mult, deci fetelor, atenție, cum vă bronzați. Fără dungulițe la sutien. Da. Ok, deci mulțumim. Fără. O altă rochiță foarte chic, este dintr-un material ce imită pielea întoarsă. Ești acolo aproape, poți să...
o pipăi dacă aș vrei. Aș putea să? Jos acolo la Tim. Nu, la Tim. Da. Nu se vede că asta e de piele? Așa seamănă. Piele întoarsă. Jur că arată ca piele. Așa seamănă. Foarte bine. Piele o rochită, da. Da. Adică... Foarte, arată foarte bine. Arată foarte bine, iar acel material din mijloc care este perforat chiar dă iluzia de piele întoarsă. Dacă, dacă te uiți la Bianca de la distanță sau porți 3 plus, zici, uite-vă, fata asta e dezbrăcată. Da, da, fiind culoarea pielii, culoarea pielii, arată foarte bine și dă această iluzie. Optică. Falsă iluzie. Falsă. O rochiță, cum ziceam, cu spatele gol, la fel, depinde cum o accesorizezi, merge purtată atât dimineața cât și seara. Foarte chic, ce să spun, ei stă foarte bine, are un corp superb și mă bucur că e cu noi. Mulțumim, Bianca. Mulțumim. Deja trecem pentru în cum aș putea spune, ținutele de seară. Așa. Deja această rochiță nu mai merge purtată dimineața din cauza că este accesorizată cu o curea argintie puternic și sus are accesorii cu pietricele, fontițe. Rochița este scurtă în față, lungă în spate. O rochiță ce merge purtată seara sau într-o seară specială sau într-o seară cu fetele la club, cu iubitul la club. Acum te invită iubitul la niște spaghete și niște vin bun. Și aia e foarte bine acasă, da, cum să nu. E o rochiță romantică, romantică, cu spatele gol. Ți-aduce aminte de toate datoriile de la primărie care le-ai. Când te văd în rochia asta, atâta mi-aduc aminte că nu mi-am plătit impozitul. Da, o nu, culoare care se poartă foarte mult acest Lili, an. Am o întrebare. Ușor decentă. Se poartă această rochie semidecentă. Se poartă această rochie cu sau fără sutien? Fără. Am întrebat? Da. Și am răspuns. Perfect. Ia, o poartă fără sutien. Atunci mă duc să mă duc să-mi plătesc impozitul. Bine, o poți purta, bineînțeles, și cu sutien, să nu exagerăm. Dar nu mi-a așa atât de romantic. Arată foarte bine, da? Trebuie să port sutienul acela care are la spate o banderolă de plastic transparentă. Care ca altfel strică sau aspectul de la spate. Sau sunt niște cupe care mai bine fără. Cupe, sunt cupe. Aia cu cupe e o chestie tare, da. Foarte tare, Anca are pe ea. Ai cupe? Da. Și nu declar? Nu? Păi dai ca la vamă, mă, declară aici tot ce ai. Am de prezentat FBI, tot, da, FBI, declară tot. Oricum ai sancționat-o două... Două etape lipsă, două etape dacă lipsă. Nu, că n-a vrut să declară în direct ce a făcut. Ne prezentăm acum o rochiță foarte chic, Daniela, elegantă. Care arată mai nou tot în negru în braț, Daniela, dragă. Așa s-a potrivit, nu este... A, s-a potrivit? Așa s-a potrivit. Ea și-a schimbat fotografia de profil pe Facebook. Și a pus acolo poză împotriva omenirii. Nu este a bărbaților. A, nu vrei să știi câtă lume m-a întrebat de rochița ta, cea lungă, care e ultimor. Ești un poza de profil. Care o am acum? Da. Dar cine e domnșoara? Mă tot. Gagică. O gagică, mă gândeam că nu e un domn, că altfel ar fi arătat cam ciudață. Dar ai și niște poze din alea care se aseamănă cu gagica. De ce nu pui una ca așa să rămânem în ceață să-și vedem dacă e o gagică auba? De ce e pentru ea, auzi? Pe cum, dragă, e pe Facebook. Ești în spațiu public. Foarte bine arată aceasta. Spune-mi despre Alili. O rochiță foarte elegantă ce merge purtată obligatoriu seara. Da. Semiseara. Datorită acestei intarsii de dantelă superbă care este în partea de jos și la spate. Da. Dă transparență și foarte multă eleganță. Daniela are, uite acum, îmi dau seama, are o talie. Ea are super. 90, 60, 90. Super. Exact așa e. Da. Ai auzit, colegul? Deci asta înseamnă 90, 60, 90. Nu aduce un metru aici. 90, 60, 90. Da. Sunt? Da, cine zile? Aducem unde la decloitor. Ce mai vrei? Deci e perfect. Da. 90 e idealul, nu? Este idealul. 90. Da, colegul, de la croitor, n-avem aici. De unde să ai? De ce ești? Tu prin orașul cel viteaz? Poate 36, 90, 60. Da, noi vrem să măsurăm în direct. Bine fie, poți să-ți. Vineri să vii cu el, perfect. Este exact idealul. Deci vineri o să vă dăm dimensiunile domnișoarelor. Bineînțeles la 90-60-90, că nu vă dăm alte dimensiuni. Deci 90-60, foarte bun. 90-60, greu de găsit. Ne place, ne foarte tare, da. Rochița aceasta. Data viitoare, vinerea viitoare, o să vin cu rochiță lungi din nou, așteptând câteva modele colorate. Deci, și practic, aceasta sunt niște rochiță casual. Ca să mai...
Da. Fim și normale, totuși, cât de cât trebuie să mă tot uit așa după tine. Da. Foarte, mulțumim. Foarte mulțumim. Mulțumim fetelor, bineînțeles. Și Atmosfer, firma Atmosfer care ne întotdeauna. Trimite, da. Ei sunt fantastici. Au venit în noile modele. Mâine dimineață ne ajung. Mâine iară vin, da. Să le văd. Super colorate, deja vin modelele super colorate, abia așteptăm să le vedem. Da, abia așteptăm să le vedem. Ovidiu, dă-i un șut la cablul ăla să văd și eu când zic la mulți ani și la revedere, bună ziua, vă salut, jucați la loto. 6 din 42. 6 din, așa? Perfect. Mulțumim mult de tot. Luni dimineața ne revedem tot aici, dacă vorba aceea, dacă o fi bine și la vară cald. Auzi că o să fie cald, zice. Da, 24 de grade. 24 de grade. Avem rochite. În weekend la grătare, sâmbătă ușor cu ploaie, ușor, zice. Ușor, foarte, foarte puțin. Ușor cu ploaie. Picură. Da, important este să aveți un weekend plăcut, frumos, să vă distrați și ne vedem luni. Fetele, faceți cu mâna că așa e frumos și cu voi încheiem. Pa, pa! Pa, pa! Vă pup!